Cu toții ne dorim o bătrânețe liniștită, cu îngrijiri de specialitate. Acum avem și posibilitatea să optăm pentru un astfel de loc de încredere în care să ne simțim în siguranță. Situat în Znagov, în vecinătatea pădurii, cel mai mare complex rezidențial pentru seniori din România își propune să schimbe paradigma în ceea ce privește modul de viață la vârsta a treia. Fiecare dintre noi își dorește ca bunicul sau părintele să ducă o viață sănătoasă și lipsită de griji și după vârsta a treia. Există acum un loc nou și modern care să-i ajute să aibă o bătrânețe liniștită. Este un complex unic în România. Este pentru prima oară când se construiește un centru atât de mare, urmărindu-se un punct cheie. Conceptul se numește No Step. Nici o treaptă în tot circuitul rezidentului prinăuntru complexului. Și ceea ce avem noi în plus, avem un parc. Un parc cu lac artificial care este în marginea pădurii Snagov. Complexul proiectat de la zero este gândit să deservească nevoia de siguranță, confort, liniște și îngrijire medicală rezidenților săi care se pot bucura de jocuri, bază de recuperare cu sală de kinetoterapie sau fizioterapie. Sunt două lucruri pe care le urmărim aici. Pe de o parte avem terapia prin artă și avem psihologi dedicați pentru acest lucru. Putem face de la pian, la carte, la pictură și pe de altă parte socializarea este foarte importantă. Pe o parte acasă tu vei fi vizitat odată la ceva timp de aparținător, de familie, vei avea posibilitatea să socializezi. Noi aici am organizat la fiecare 20 de camere avem un spațiu de socializare. Acum fiind și luna septembrie, este luna în care tragem un semnal de alarmă asupra bolilor mentale și a Alzheimer-ului în special, trebuie să ne reamintim cât de importante sunt jocurile și jocurile de societate și antrenarea creierului pentru un pacient cu astfel de afecțiuni. Complexul oferă condiții optime pentru rezidenții independenți, persoane cu afecțiuni degenerative și ale bolilor de memorie, dar și seniori care au nevoie de recuperare medicală.